tinerilor o nouă lecție de privit. O lecție de privit care începe poate puțin altfel decât v-ați obișnuit dumneavoastră. Și anume, dar înainte de asta să spun și eu un lucru pe care l-am mai spus, cred că nu în puține emisiuni ale noastre, faptul că în București, cel puțin locul unde noi am realizat majoritatea emisiunilor, au cam dispărut galeriile de artă. Mai mult, deplângeam în urmă cu câteva ediții faptul că în locul unor instituții de cultură au apărut restaurante, baruri, ceea ce, sigur, reprezintă o tendință a economiei de piață, dar nu poate cea mai fericită, cel puțin din punctul de vedere al nostru, al iubiturilor de frumos. E bine, iată, avem aici, dar nu pot să spun pentru că există povestea aceea cu reclama, undeva lângă Cotroceni, pe strada Dr. Turnescu, s-a deschis un bar și în acest bar, iată, avem o expoziție de artă. De fapt, avem o dublă expoziție, pentru că alături de cea pe care o vedeți, mai există și un alt artist, la etajul superior, vom prezenta și de acolo câteva semnețe. Dar de ce ne-am oprit aici? Iată, lucrările pe care le vedeți acum reprezintă nu atât o noutate tehnologică, deși se poate vorbi și despre asta, nu atât o noutate din punctul de vedere al imaginilor pe care noi, mai mult sau mai puțin grăbiți, ne ducem să le cumpărăm de prin magazinele specializate de decoruri pentru a ni le pune în casă. Sunt mult mai accesibile, sigur, sub raportul prețului și multe dintre ele, cele pe care le găseam, cum vă spuneam, în magazine, reprezintă reproduceri după opere deja clasice, cunoscute, pe care, firește, le putem întâlni doar în marile muzee. Iată, Adriana Pelin, cea care semnează lucrările pe care le vedeți, vine și folosind un computer și un mouse, realizează ceea ce realizează pictorii cu pensula, cu pernelul, cu culoare. Transpuse din computer pe canvas, lucrările respective par a fi originale, pictate chiar. Și, într-un fel, având un regim de semi-unicat, chiar sunt.
vorbim aici? Despre faptul că și în domeniul artei, ca și în alte, inovația tehnologică uneori pare a fi doar formală. Citeam mai zilele trecute despre o artistă româncă de origine care are un deosebit succes undeva în Statele Unite pentru că folosește vopselele cu care NASA își pictează navetele spațiale. Își vopsește navetele spațiale și realizează, cu baza acestor vopsele, realizează și un fel de volum, un fel de bazorelief. Mare succes, mare. De ce? Pentru că apare acest coeficient de noutate care, vă rog să mă credeți, de multe ori pune și întrebări celui care le privește. Să ne aducem aminte că în urmă cu câțiva ani, când apăreau, chiar mai mult de ani, vorba de decenii, când apăreau vopselele acrilice, artiștii spuneau, astea nu sunt vopsele adevărate, astea sunt altceva. Da, altceva. Și mouse-ul computerului și computerul sunt altceva. Și ele pot să-ți ofere cu o singură condiție. Să existe creativitate. Să existe o interpretare a realității și să existe un mesaj, un sentiment, o idee pe care artistul vrea să o inoculeze, să o transmită privitorul. Am în fața mea un fel de temă cu variație. Umbrele două personaje, umbrele lor prelucrate în tonalități și în formule diferite, mă oferă, iată, o, spun eu chiar, o muzicalitate deosebită. Mă oferă ceea ce poate să însemne mai mult decât o simplă fotografie. Prelucrări de fotografii, desene, transformate și ele, indusă culoarea, și această culoare are marea virtute în condițiile sistemului electronic, că realizează o întrepătrundere care foarte greu, cu foarte mare dificultate, s-ar putea realiza pe pânză, cu ulei, cu pensiune.